Bună ziua, dragi elevi! Numele meu este Carmina Miron. Sunt profesoară de istorie la Colegiul Național Bogdan Petricei cu HDU Și astăzi, prin intermediul televiziunii TV Sat, vă propun o abordare a capitolului Autonomii Locale și Instituții Centrale în spațiul românesc în secolele al IX-lea și al XVIII-lea. Vom identifica modul în care acest capitol se regăsește în subiectele testelor de antrenament propuse de Ministerul Educației. Însă, înainte de a trece la rezolvarea propriu-zisă a subiectelor, aș vrea să clarific câteva aspecte. În primul rând, voi nu trebuie să faceți confuzie între autonomiile locale și statele medievale românești. Autonomiile locale, numite în izvoarele istorice, voievodate, cnezate, codri, câmpuri, țări, sunt formațiuni prestatale. Prin unificarea acestora se constituie statele medievale românești, adică Transilvania, țara românească, Moldova și Dobrogea. Un alt aspect extrem de important este localizarea geografică a statelor medievale românești, pentru că în subiectele de bacalaureat vi se cere să menționați statul medieval situat la est de Carpați sau statul medieval situat la sud de Carpați. Deci, voi trebuie să vă raportați la uh, lanțul Carpaților. Statele medievale situate în spațiul extracarpatic sunt Moldova, respectiv țara românească, Moldova la est de Carpați, țara românească la sud de Carpați, iar în interiorul Arcului Carpatic este Transilvania. Teritoriul situat între Dunăre și Marea Neagră este statul medieval Dobrogea. În ceea ce privește uh, instituțiile locale, voi trebuie să știți foarte clar care sunt instituțiile din spațiul extracarpatic, respectiv instituțiile din spațiul intracarpatic. Instituțiile din spațiul extracarpatic, în organizarea cărora s-a urmărit modelul bizantin, sunt. Domnia, Biserica, Armata, Sfatul Domnesc, Adunarea Țării, în timp ce instituțiile din spațiul intracarpatic, deci din Transilvania, sunt voievodatul. Voievodatul se va menține până în secolul al XVI-lea. În secolul al XVI-lea, voievodatul este înlocuit de Principat, Congregația Generală, Biserica, iar în secolul al XVIII-lea se va înființa Biserica Greco-Catolică sau Dieta Transilvaniei. Primul exercițiu pe care eu vi-l propun este punctul 3 din subiectul 2 din testul de antrenament numărul 6. O să vă citesc enunțul. Argumentați pentru un fapt istoric relevant afirmația conform căreia constituirea statului medieval din estul Carpaților s-a realizat prin acțiuni militare desfășurate în secolul al XIV-lea. Deci voi trebuie să realizați o argumentare. Primul pas pe care îl facem este identificarea statului medieval de la est de Carpați. Și am văzut, statul medieval din estul Carpaților este Moldova. Apoi, cerința este destul de exactă. Vă cere să argumentați că constituirea statului medieval Moldova se realizează prin acțiuni militare desfășurate în ce perioadă, în secolul al XIV-lea. Sugestia de răspuns pe care eu vă ofer se referă la preluarea conducerii mărcii din estul Carpaților de către voievodul Bogdan și obținerea independenței Moldovei față de Ungaria. Adică în 1359 Bogdan descalecă din Maramureș, îi alungă pe urmașii lui Dragoș care erau supuși regalității maghiare și obține independența Moldovei. În ceea ce privește redactarea acestui subiect, foarte mulți elevi mă întreabă cât de mult trebuie să scrie la acest exercițiu. Având în vedere că în barem nu există o limită de spațiu, important este nu neapărat cât scriem, ci modul în care noi redactăm subiectul. Pentru că, observați, sub cerință există o notă. Se punctează prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia. Deci, în prezentarea faptului istoric, voi trebuie să folosiți conectorii care indică cauza, deoarece, pentru, respectiv conectorii care indică concluzia. Așadar, ca urmare, în concluzie. Următorul exercițiu propus este subiectul 3, un eseu din varianta 7 a testului de antrenament. Înainte de a discuta punctual fiecare liniuță a acestui eseu structural, Vă reamintesc că eseul este o creație cu caracter personal, adică vă lasă vouă oarecare libertate în rezolvarea cerințelor um, eseul, nu o să vă ceară să prezentați, să spuneți un răspuns fix, un anumit răspuns, ci vă lasă să alegeți acel răspuns pe care voi îl considerați potrivit, îl considerați corect și de ce nu răspunsul pe care voi știți să-l prezentați cel mai bine. Primul lucru pe care trebuie să-l facem în rezolvarea eseului este să citim cu atenție titlul. Evoluția politică a spațiului românesc în secolele al XIV-lea și al XVI-lea. Deci trebuie să știm care este limita cronologică în care trebuie să ne încadrăm. Prima liniuță a eseului. Precizarea statului medieval din spațiul românesc sud-carpatic și prezentarea unei acțiuni desfășurate pentru constituirea acestuia în secolul al XIV-lea. Deci observăm că prima liniuță are două cerințe. Primul pas, menționăm statul medieval situat la sud de Carpați, iar statul medieval situat la sud de Carpați este țara românească, și prezentarea unei acțiuni desfășurate pentru constituirea acestuia. Exemplu dat de mine este bătălia de la Posada din 1330. Vreau să fiți atenți la verbele care exprimă cerința. Nu trebuie să faceți confuzie între precizare și prezentare. Prezentarea presupune, în primul rând, menționarea faptului istoric, în cazul nostru, bătălia de la Posada, iar prezentarea presupune o scurtă expunere în care noi oferim cel puțin două informații despre faptul istoric ales. Da? În cazul nostru, bătălia de la Posada, desfășurată între Basarab I și regele maghiar Carol Robert de Anjou, scoțând în evidență importanța pe care această bătălie o are în procesul de constituire a țării românești. Adică, în urma acestei bătălii, țara românească își câștigă independența față de regalitatea maghiară. Cum este punctată în barem această cerință? Două puncte pentru menționarea faptului istoric, deci două puncte dacă voi menționați bătălia de la Posada, și trei puncte pentru prezentare, scoțând în evidență relația de cauzalitate. Următoarea liniuță vă cere să menționați două fapte istorice desfășurate pentru constituirea sau consolidarea statului românesc de la S de Carpați, perioada, în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, și a unei caracteristici a fiecărui. Deci, din nou, liniuța are două cerințe. Menționăm faptele istorice desfășurate pentru constituirea sau consolidarea Moldovei, statul medieval de la est de Carpați și o caracteristică a fiecărui fapt istoric. La alegerea mea, exemplul pe care eu l -am, l -am, vi l-am oferit, se referă la descălecatul lui Bogdan și obținerea independenței Moldovei față de Ungaria și politica de consolidare, a lui Petru I-Mușat, care fondează Mitropolia Ortodoxă a Moldovei, ce va fi recunoscută de Patriarhia de la Constantinopol, în 1401, în timpul domniei lui Alexandru Cel Bun. Punctul de vedere, ultima liniuță a eseului, vă cere. Formularea unui punct de vedere referitor la evoluția institu unei instituții politice centrale din spațiul românesc în secolul al XVI-lea și susținerea printr-un argument istoric. Deci, punctul de vedere ales de voi, prezentat de voi, trebuie să fie însoțit de un exemplu concret. Și eu am ales în această situație două exemple. Adică, voi vă puteți referi fie la evoluția instituției în spațiul. Extracarpatic, adică evoluția domniei în Moldova și în țara românească, scoțând în evidență că spre sfârșitul secolului al XVI-lea, Otomanii asociază domnia cu o funcție administrativă, domnul este considerat funcționar al porții, domnia nu mai este ereditară, domnul este ales de, de către sultan sau din potrivă puteți să vă referiți la instituția din spațiul intracarpatic, despre, puteți vorbi despre evoluția de la voievodat la principat pentru că în 1541 Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană. În ceea ce privește redactarea eseului, din cele 30 de puncte pe care le are acest subiect, 6 puncte vi se acordă pentru ordonarea și exprimarea ideilor. Ce înseamnă asta? Orice eseu trebuie să respecte o structură standard, adică introducere, cuprins și concluzie. Două puncte le veți primi pentru utilizarea limbajului istoric adecvat. Ce înseamnă asta? Folosirea corectă a termenilor istorici. Două puncte pentru respectarea succesiunii cronologice și logice a faptelor istorice. Deci, evenimentele istorice trebuie prezentate în ordine cronologică, da respectând structura uh, eseului iar un punct pentru respectarea limitei de spațiu ce înseamnă asta Am văzut că în cerință ni se cere să elaborăm în aproximativ două pagini da? respectarea limitei de, spa de spațiu înseamnă mai mult de o pagină mai puțin de trei pagini Următorul exercițiu propus este punctul 6 din subiectul 1 al testului de antrenament numărul 9. Vă cere să prezentați două acțiuni care au contribuit la formarea statului medieval românesc din estul Carpaților, desfășurate în secolul al XIV-lea. Și am trecut și punctajul acordat pentru a înțelege voi cum trebuie rezolvat acest exercițiu. Deci, se referă la Moldova, două acțiuni desfășurate pentru constituirea Moldovei în secolul al XIV-lea. Cele șase puncte sunt distribuite astfel. Primiți câte un punct pentru menționarea acțiunilor care au dus la constituirea statului. Exemplele alese de mine sunt descălecatul lui Drago și descălecatul lui Bogdan, iar celelalte patru puncte se acordă pentru prezentarea celor două fapte istorice. Tot, la, tot din testul 9 am selectat exercițiul 7 din subiectul 1 în care vă cere să menționați o asemănare între autonomiile locale atestate în spațiu românesc între, în secolele 90 și cele din secolul al XIII-lea. Deci primul lucru pe care îl facem trebuie să ne gândim care sunt de fapt autonomiile locale din secolul al 9 lea deci, autonomiile locale din secolul 9 sunt menționate în documentul Gesta Hungarorum. Faptele ungurilor sunt atestate în spațiul intracarpatic, sunt voivodatele lui Glad, Gelu și Menumorut. Autonomiile locale din secolul al XIII-lea sunt menționate în documentul Diploma Cavalerilor Ioanis din 1247, care menționează, amintește la sud de Carpați cinci formațiuni prestatale, Țara Severinului, Voievodatele lui Litovoi și Seneslau și Cnezatele lui Ioan și Farcaș. Deci, care ar fi posibilă rezolvare? Care ar fi asemănarea între aceste autonomii locale? Un exemplu ar fi că ele erau conduse de voievoți care aveau atribuții militare, politice, judecătore sau administrative sau un alt exemplu îl reprezintă faptul că toate erau amenințate de expansiunea maghiară. În continuare, vă propun un alt exercițiu. Este vorba de subiectul 3 al testului de antrenament numărul 11. Din nou, un eseu. Citim cu atenție titlu, un eseu despre autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc în secolele al IX-lea și al XIV-lea, având în vedere prima liniuță. Ne cere să menționăm trei autonomii locale atestate în spațiul românesc în secolul al IX-lea secolele 9-11. Care ar putea fi posibilele variante de răspuns? În secolul 9, în spațiul intracarpatic, în gesta Hungarorum, sunt atestate voievodatele lui Glad, Gelu și Menu morut. În secolul 10, în spațiul dintre Dunăre și Marea Neagră, sunt amintite formațiunile prestatale conduse de Jupan Dimitrie și Jupan Gheorghe. În secolul 11, în spațiul intracarpatic, în documentul Legenda Sfântului Gerard, sunt amintite două voievodate, voievodatul lui Actum sau voievodatul lui Ghila. Iar între Dunăre și Mare, în poemul Alexiada, scris de prințesa bizantină Ana Comnena, sunt amintiți trei conducători locali, adică Tato, Sazza și Seslav. Următoarea liniuță a ES ului vă cere precizarea unei autonomii locale atestate în spațiul românesc în secolul al XIII-lea și menționarea unei caracteristici a acesteia. Deci am văzut noi anterior că în secolul al XIII-lea, în diploma cavalerilor Ioaniți, sunt menționate cinci formațiuni prestatale. Din cele cinci am ales voievodatul lui Litovoi și care ar putea fi caracteristicile acestui voievodat. Odată conflictul cu regalitatea maghiară în 1277-1279 are loc o luptă în timpul căreia Litovoi este ucis, fratele său bărbat este luat prizonier și se răscumpără în schimbul unei sume de bani. Și astfel decurge o altă caracteristică a voievodatului, dezvoltarea economică. O altă caracteristică de care, despre care am vorbit anterior este faptul că voievodul avea atribuții militare, administrative și judecătorești. Liniuța în care vă cere să faceți o prezentare sună în felul următor. Prezentarea unei instituții centrale constituită în spațiul românesc intracarpatic în secolele al XII-lea și al XIV-lea. Sugestia mea e, se referă la voievodat. Așa alege să prezint voievodatul, vorbind despre atribuțiile voievodului. Nu uitați, menționăm faptul istoric și apoi îl prezentăm scoțând în evidență relația de cauzalitate. Ultima liniuță a eseului vă cere să formulați un punct de vedere referitor la rolul instituțiilor centrale în procesul de formare a statului medieval țara românească și susținerea acestui punct de vedere printr-un argument istoric, adică printr-un exemplu concret pe care îl prezentăm. Sugestia mea, instituțiile centrale au un rol esențial în procesul de formare a statului medieval țara românească, contribuind la consolidarea acestuia. Exemplu pe care îl dau, este întemeierea mitropoliei țării românești de către Nicolae Alexandru în 1359 la Curtea de Argeș și întemeierea mitropoliei de la Severin de către Vladislav Laicu, în 1370, scoțând în evidență faptul că întemeierea mitropoliilor înseamnă de fapt un act de independență față de regalitatea maghiară. Următorul exercițiu propus este punctul 6, exercițiu 6 din subiectul 2 al testului de antrenament numărul 13. Vă cere să argumentați, printr-un fapt istoric relevant, afirmația conform căreia statul medieval Moldova, atenție, se consolidează în secolul al XIV-lea prin acțiuni de politică internă. Da? Bun. Exemplul meu se referă la uh, domnia lui Petru I Mușat și faptul că acesta va întemeia mitropolia ortodoxă a Moldovei, recunoscută de Constantinopol în 1401, în timpul domniei lui Alexandru Cel bun. O să trec acum la testul 15. Din testul de antrenament 15, am. Uh, selectat punctul 6, exercițiu 6 al subiectului 1, care vă cere să prezentați alte două fapte istorice desfășurate în contextul constituirii statelor medievale în secolul al XIV-lea, în afara celor, care se, celor la care se referă sursele date. Deci, este foarte important ca voi să citiți cu atenție cele două surse istorice, sursa A și sursa B, pentru a identifica în text care sunt faptele istorice desfășurate pentru constituirea statelor medievale, pentru a nu le mai folosi în prezentarea voastră. Citind sursa A, descoperim că este vorba despre descălecatul lui Dragoș, da? din text. În frunte ei, îl așează pe nobilul Dragoș din Maramureș și despre descălecatul lui Bogdan, da? Bogdan se afla în conflict cu regele Ungariei Ludovic de Anjou. Deci din sursa A excludem descălecatele lui Dragoș, respectiv descălecatul lui Bogdan. În sursa B se vorbește despre lupta de la Posada dintre Basarab I și regele Ungariei Carol Robert de Anjou. Deci, în rezolvare Trebuie să excludem descălecatele lui Drago și Bogdan și lupta de la Posada. Deci care ar putea fi rezolvările? Odată putem să vorbim despre întemeierea mitropoliilor ortodoxe din statele medievale extracarpatice, Vorbim despre acțiunile lui Nicolae Alexandru, Vladislav Vlaicu și Petru I. Mușat. Putem să vorbim despre organizarea domniei ca instituție politică centrală, da, vorbim despre caracteristicile domniei, titulatura domnului și atribuțiile domnitorului, sau, referindu-ne la uh, statul medieval Dobrogea, putem să prezentăm unificarea formațiunilor prestatale realizată de către Dobrodici. Ultimul exemplu pe care vreau să, să vi-l prezint este subiectul al treilea din testul de antrenament 17. Uh, vi se cere să elaborați un eseu despre instituțiile centrale din spațiul românesc în secolele al 9-lea și al 18-lea, având în vedere. Prima liniuță menționarea două instituții centrale constituite în spațiul intracarpatic în secolele al XII-lea și al XIV-lea și a unei caracteristici a fiecăreia. Deci, din nou, prima liniuță are două cerințe. Să menționați cele două instituții din spațiul intracarpatic, Voievodatul și Congregația Generală, acestea sunt sugestiile orientative oferite de mine. Vorbim despre caracteristicile voievodatului, faptul că voievodul Transilvaniei are atribuții militare, administrative, judecătorești, conduce armata Transilvaniei în război, convoacă și prezidează dieta. Și Congregația Generală este convocată pentru prima dată de Roland Borșa la Deva în 1288 adunare la care participă nobilii, clerul superior și orășeni. A doua liniuță a eseului vă cere să prezentați o instituție centrală înființată în spațiul românesc extracarpatic și acum vă rog să fiți atenți în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. Deci suntem atenți la perioada de timp. Da? În a doua jumătate vorbim despre întemeierea mitropoliilor. Da? Cum erau organizate mitropoliile în Moldova, respectiv în țara românească. Următoarea liniuță a ului vă cere să precizați un fapt istoric referitor la instituțiile centrale din spațiul românesc desfășurate în secolul al XVI-lea. Sugestia mea se referă la evoluția Transilvaniei de la voievodat la principat. Da, în 1541 Transilvania devine principat autonom sub suzeranitate otomană. Ultima uh, liniuță a eseului vă cere să formulați un punct de vedere referitor la evoluția unei instituții centrale din Moldova în secolul al XVIII-lea, după anul 1711 și susținerea printr-un argument istoric. Da? Anul 1711 este anul în care în Moldova se instaurează domniile fanariote. În prezentarea faptului istoric, voi puteți să scoateți în evidență caracteristicile domniilor fanariote adică faptul că domnitorul este numit de către poartă dintre locuitorii cartierului Fanar din Constantinopol, despre faptul că armata este redusă la o simplă gardă domnească, durata scurtă a domniilor în medie 2-3 ani, faptul că între 1711 și 1821 la conducerea țării românești au fost 40 de domnitori, iar la conducerea Moldovei 30 și. 6. Și nu uitați să respectați regulile de redactare a eseului. Introducere cuprins încheiere, respectarea limitei de spațiu a ordinii cronologice. Acestea au fost sugestiile mele. Dragi elevi, vă urez mult succes. Vă cer să citiți cu mare, mare atenție textele, să nu vă grăbiți și să rezolvați cât cât mai multe teste din cele propuse de Ministerul Educației. Vă mulțumesc și mult succes!